și bine v-am regăsit la un nou episod Top Producer alături de biroul Remax Properties. Mă bucur să-l am astăzi din nou alături de mine pe colegul nostru Robert Stoicea, agentul lunii iulie în biroul nostru. Bine ai venit, Robert! Bine te-am regăsit, Mădălina! Te-ai lăsat greu prins ca să te așezi pe scaun, dar o să te invit în câteva minute să discutăm despre cum ai ajuns la performanța pe care ai înregistrat-o în luna iulie. Am și avut o glumă de studio, ca să zic așa, că Robert nu doarme vara, după cum era și melodia pe care cred că toți deja o cunoașteți. Așa că tu nu ai dormit, dar hai să vedem cum este piața imobiliară vara asta, pentru că asta cred că este întrebarea de pe buzele tuturor. Piața imobiliară, aș spune că nici ea nu doarme. Se întâmplă lucruri. Ce-am observat, în schimb, în luna iulie, într-adevăr, parcă de când au crescut dobânzile bancare destul de mult, a fost așa o mică pauză. Eu am avut niște tranzacții la care am lucrat de ceva timp, s-au întâmplat să fie finalizate în luna iulie, ceea ce au dus la rezultatul pe care l-am avut. Însă, chiar dacă din iulie, din punct de vedere vânzări, lucrurile parcă nu mai sunt chiar atât de dinamice, și asta cred că a durat o săptămână, două, trei, hai să zicem în luna iulie, parcă acum în august, că deja suntem în august, observ că lucrurile încep să-și revină, da? Și să se tranzacționeze. Mă bucur că atât eu cât și colegii mei în luna iulie și văd că și în luna august fac tranzacții. Și dacă vânzările puțin au scăzut din dinamică, văd că închirierile se duc în sus și se duc bine. Așa că avem... asta ajută cumva și faptul că ne pregătim de sezonul universitar, lumea ușor revine din concediu. Cred că dinamica a fost destul de mult impactată și de perioada de vacanță. Iulie-august sunt în general perioadele preferate de concediu, cumva. Și asta și-aș mai adăuga faptul că multe persoane din Ucraina au decis să rămână aici, autopanta a ocupat foarte multe locuri, de aceea cererea legată de ce ai spus tu a crescut și e posibil, da, să avem nevoie de cât mai multe unități pentru închiriere, ceea ce noi, agenții, până la urmă ne bucurăm că avem foarte mult de lucru, de asta dormim mai puțin. Cum simți prețurile? Din punctul ăsta de vedere, simți, se speculează și chiar zilele trecute mi s-a solicitat un interviu pe tema asta, se speculează un pic că piața, cel puțin piața de revânzări, e pe un trend de preț descrescător. Simți asta? Eu simt asta, sincer, în piață, da. Chiar dacă au tot felul de analize, simt că prețurile sunt ceva mai așezate, simt că proprietarii înțeleg că trebuie să avem un preț foarte bine ancorat în piață și în momentul în care se întâmplă asta, chiar dacă condițiile sunt puțin mai grele din punct de vedere creditare, chiar se tranzacționează și vedem ce se întâmplă de fapt în biroul nostru și în piață. Iar din punct de vedere închiriere, având în vedere cererea mai mare, aici e posibil să se negocieze ceva mai puțin sau chiar prețurile puțin să înceapă să crească, mă gândesc eu. Mulțumim frumos, Robert. Ne-am propus să fim foarte scurți și să filmăm doar câteva minute. Îl mai arătăm pe Robert anul ăsta cu siguranță, așa că nu trebuie să fiți nerăbdători, o să reapară în atenția voastră. Mulțumesc frumos, Robert, pentru informațiile prețioase oferite. Felicitări încă o dată pentru performanță, iar noi ne revedem curând. Toate bune! Mulțumesc și eu, la revedere!